Ce impact are cultura organizațională asupra engagementului angajaților și reușește să sporească gradul de retenție? Da, o întrebare foarte de actualitate. Aș zice că, evident, cultura te ajută să atragi oamenii, să-i faci să stea în companie și să facă mai mult decât li se cere în celebra fișa postului și să vină cu entuziasm și drag la servici. Și cultura, sigur, e acel lucru nescris, nu ce scrie pe pereții instituției, ci ce se trăiește de zi cu zi. Și, evident, este extrem de important. Asta am spus și studiile, dar și practica fiecăruia dintre noi. Cred că pleacă de la top, dar fiecare angajat din organizație este la fel de important și responsabil în construirea culturii. Și, da, evident, retenția e o temă de actualitate. Mulți dintre angajatori se confruntă cu provocări, să zicem, în zona aceasta a retenției și evident că o cultură sănătoasă, bazată pe niște principii de grijă față de angajați, de consistență, a mesajelor, de transparență a ceea ce se întâmplă în companie, transparența planurilor de carieră, transparența mesajelor, clar ajută și leadership-ul de nivel superior clar dă un exemplu. Ce am constatat eu, cu cât exemplul este mai bun, exemplul personal al celor din leadership este mai bun, cu atât și cultura va fi una sănătoasă și în care oamenii văd că ceea ce se spune se și întâmplă și se întâmplă încă de la nivelul de sus și se cascadează, evident, după aceea la toate nivelele.